Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Din nou despre cele două românii în care trăim. Ați auzit, cred, de Mocăniță. Mocăniță e trenulețul, da, ardelean în principiu, pe linie îngustă, care transporta pe vremuri pasageri, încărcături diverse și lemn între sate din, mă rog, din Ardeal și din Bucovina, mă rog, prin Maramure și mai multe locuri. Un soi de tramvai ușor intersătesc, cum ar veni, între sate. Metro ușor de suprafață. Da. Asta de pe vremea austro-ungarilor, dar și mai târziu, că unele linii au fost construite până prin anii 30 ai secolului trecut. Lăsate în paragină, cele mai multe în vremea comunismului, unele dintre aceste linii sunt acum reabilitate, sau au fost reabilitate și folosite în scop turistic. Și dacă vă amintiți, ne-am dat și noi cu o mocăniță, la un moment dat, într-un team building, așa prin Covazna, cred că am fost, în la Covazna, Balbani, da, sau nu știu unde am fost, da? Hmm? Nu știu, ai venit la... Am fost în mocăniță. Ne-a plimbat... Lucra, cred că era la sala de mese. Nu am fost și eu. Da. Era la... Nu știi ce descoperi. Bun. Inițial, mocănițele acestea erau trase, adică trenulețele, erau trase de locomotive cu aburi. Acum sunt folosite locomotive diesel. Nici nu cred că se mai fabrică pe undeva locomotive cu aburi. Sau oricum nu pentru ecartament îngust, că aceste mocănițe sunt pe șină îngustă, pe ecartament îngust. Ei bine, iată cele două românii. Au fost cumpărate recent două locomotive diesel pentru mocănițe, pentru două trenuri diferite. În decembrie anul trecut, Asociația Prietenii Mocăniței din Sibiu. Aceasta este o entitate privată, deci sunt o asociație, a strâns bani și a cumpărat prin licitație publică, totul transparent, cu suma exactă de 283.220 de lei, inclusiv TVA, o locomotivă diesel nou-nouță, pentru linia cu ecartament îngust dintre Sibiu și Agnita, pe Valea Hârtibaciului. Locomotiva aceasta a fost luată de la o firmă din Crișcior, firma Calea Ferată Îngustă SRL. Deci foarte tare. Sunt oameni care au un business legat de astfel de echipamente pentru linii cu ecartament îngust. Produc, uite, s-au strâns bani, oamenii în mediul privat au adunat bani. Probabil sunt cei care în generația mea făceau trenuleț electric și era tot cu ecartament. Posibil. De 16 sau de 12. Ce mult mi-am dorit să am și eu trenulețe, dar aveam un vecin care avea. Bun. Deci, cumpărați românește, cum ar veni. În total contrast, o entitate de stat, Ocolul Silvic Vișeu de Sus, a cumpărat prin achiziție directă de data asta, adică, cum am vorbit acum câteva zile, banul jos, nu ne mai încurcăm cu oferte, da, cu 120.000 de lei, o locomotivă diesel stricată, tot pentru o linie cu ecartament îngust. Și da, acum reparația... Măcar a fost mai ieftină. Stricată, dar a fost mai ieftină decât asta aia care prețul cel mai mic. Da, prețul cel mai mic. Da, reparația ar urma să coste acum încă 700.000 de lei. Adică una peste alta de trei ori mai mult decât au dat particularii pe același lucru, dar nou, practic. Asta în cazul în care reparația odată va mai fi făcută în cele din urmă, sau dacă prețul reparației capitale nu va crește și el până la final. Că doar sunt bani publici. Adică acum se estimează că e 700.000, dar am mai văzut lucruri de genul ăsta la stat. A început reparația cu 700.000 și până la urmă, ce să vezi, după 10 ani tot nu s-a terminat, dar a costat 5 milioane. Iar felul în care s-a făcut achiziția asta directă e și el cam, să-i spunem, suspect în cel mai bun caz. Astfel, publicația Club Feroviar notează că firma care a vândut locomotiva stricată este controlată de un prieten al șefului Ocolului Silvic Vișeu de Sus, care a cumpărat. Șeful, care de altfel este un fost candidat PSD în 2020 la funcția de primar în Vișeu de Sus și acum este consilier local. Iar afacerea s-a desfășurat foarte rapid. Astfel, anunțul de vânzare a fost postat pe 21 decembrie 2021. Venea Crăciunul, trebuiau făcute cadouri, ce cumpărături, ce mai facem, ce mai luăm. Deci pe 21 decembrie 2021 s-a postat anunțul. A doua zi dimineață s-a și cumpărat. La 10:39 locomotiva stricată era cumpărată, banii plătiți și afacerea încheiată. O mișcare repede. Asta, domnule, vreau să remarc. Eficienți. Deci mereu suntem acuzați că suntem răutăcioși. Uite să mai spună cineva că nu dăm și știri pozitive. Uite ce repede se poate mișca statul român când vrea. Zicem că durează mult investiții. Nu, tati, uite, e, domnule, instant. Practic mai puțin de 24 de ore au cumpărat o locomotivă stricată. Asta poate și pentru faptul că site-ul ăla s-a deschis probabil undeva la 9, că dacă se deschidea sau era non-stop... Să știi că ai dreptate, pe la 9. Da, asta. Unde este acum obiectul? Publicația, adică locomotiva... Stricată. Da. Publicația locală 2mnews.ro, care a investigat achiziția, scrie că, și citez, respectiva locomotivă este abandonată într-un mic depou în județul Cluj. Și surse 2mnews din sistem susțin că aceasta nu avea nici măcar motor.
fiind un hârb care nu a fost încă dus la fier vechi, doar pentru că era folosit ca piesă de schimb. Adică proprietarul mai lua de pe ea piesă pentru a repara alte mocănițe. Am încheiat. Sedusă și abandonată. Da. Mocănița. Și după aceea transplantată. I s-au furat organele pentru transplant alte mocănițe. Ce mai e de spus? Nu știu ce să mai... Adică este atât de evidentă situația asta. Deci asociația, oameni care au drag... Cred că unii dintre, nu știu dacă această asociație sau alții, îmi trimit și mie mesaje. Uite ce am făcut, ce frumos, ce chestii. Și dați-ne și noi pe la radio. Și eu, ca un nenorocit ce sunt, îi tot ignor. Nu dăm știri pozitive, nu dăm, dă bine. Mai aveam știri bravo. Au strâns bani, s-au chinuit, sau uite, au făcut licitație, a venit firma cutare din Valea Hârtibaciului, de unde, din Crișcior, da? Calea ferată îngustă, și-au cumpărat oamenii o mocăniță nou-nouță, diesel, o locomotivă, 283.000. De partea cealaltă, ăia, ce facem? Avem niște bani de prăduit. Ce facem cu ei? Păi, am eu, are motor, așa și așa. Vedem după. Băi, da. Și cum am putea face noi, totuși, ca oamenii care lucrează la asta, să priceapă în sfârșit că dacă fură din bani publici, tot ca și cum ar fura din banii lor, e de fapt. Că după aia sunt mai puțini bani pentru sănătate, pentru educație, pentru transport public, pentru mediu și așa mai departe. Și da, poate că cineva bagă niște mii de euro parandărât în buzunar și ia o mașină mai scumpă. Că nu cred că... Și-și trimite copilul la studii în străinătate, Vlad. Da, mă, dar el rămâne acolo cu mămica, cu nevasta. Da, mămica, nevasta, poate să-i ducă la un spital privat, poate să-i ducă în străinătate. Nu, e chiar așa, mă, că știi, până la urmă, tot aerul ăsta îl respiri. Aia da. Și ca să te duci la spitalul ăla privat, care s-ar putea să te trimită tot la un spital de stat, cum se întâmplă dacă e ceva grav, tot pe un drum nenorocit și furat și mai scurt kilometru, cum era pe vremea lui Dragnea, te duci, știi? Adică soluțiile individuale merg pentru oameni care nu au niciun fel de viziune. Am furat să-mi fie mie bine. Da, ție bine, dar tot o să ajungi până la urmă să fii tratat de un medic care a fost făcut, mă rog, sau să-ți duci copiii la o școală, că până să-l trimiți tu în Anglia, tot trece printr-o școală pe aici. Și nu cred că șeful ocolului Silvic din Vișeu de sus își trimite copiii la școala, la liceul francez, apropo că e ziua Franței, din București, unde nu știu ce preț. Tot pe acolo trimite pe undeva, știi? Tot cu niște medici la niște spitale subfinanțate interacționează. Asta e. Și da, știu, bun, sunt idealist, dar uite că atunci când e vorba de bani privați, oamenii sunt atenți și chibzuiți. Eu asta remarc. Și când e vorba de interacționat cu bani de la stat, brusc furăciunea se amorsează și uneori e pe față. Așa că poate că statul ar trebui, eu așa zic, poate că ar trebui să dea cât mai mult din administrare, sectorului privat. O să spuneți, nu, că statul care știe că lasă privații. Păi, știi ce? Eu cred că statul ar trebui să-și limiteze rolul, să se ocupe doar de legislație, supraveghere și control. Să manevreze cât mai puțin bani, dacă se poate. Statul e un foarte prost administrator. Și nu știu încă de ce mai avem concetățeni care cred că mărirea impozitelor și a taxelor și trimiterea de mai mulți bani statului l-ar face cumva mai bun. Păi, nu pare. Și eu zic că cine vrea să încerce pe banii lui. Adică, uite, poate participa afectiv la cumpărarea de locomotive stricate, fără motor, la prețuri de 4 ori mai mari, din impozitele mai mari pe care le va plăti. Și după aceea să spună, da, dar din taxele mele beneficiază întreaga societate. Ei, așa. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.